Emisiunea continuă pe internet, pentru că avem foarte multe de discutat. Vă rog, domnule ministru, ce spuneți? Sigur, pe internet discuția poate fi chiar mai relaxată. Poate fi mai relaxată, sigur că da. Spectatorii noștri sunt mai mulți deja. Ne mai amendează CNA-ul. Internetul este un mijloc pe care și dumneavoastră, în calitate de demnitar, îl folosiți și e un mijloc de informare pentru toată lumea. O să rog pe colegul meu să preia de această dată. Cred că e important să continui ideea. Pentru că era foarte important ce spunea domnul deputat. Știți că la Ministerul Mediului e un subiect pe care îl avem în comun și cu alte ministere, cu ANRSC-ul, cu Ministerul Dezvoltării, cu Ministerul Administrației și așa mai departe, dar în legătură cu cu modul în care înțelegem să epurăm apele uzate ale fiecăruia dintre noi. Să știți că, din nefericire, în România, statistic vorbind, 9 gospodării din 10 din mediul rural își nu au acces la canalizare. Asta este situația în care ne aflăm și există o nevoie reală de infuzie de foarte multe miliarde de euro care să ne aducă în secolul 21, pentru că suntem în coada Europei. Sunt state cu grad de conectare 100% și la canalizare și la ape uzate. Deci atunci când tu ai 9,9% din rural conectat la canalizare, ceea ce înseamnă o poluare masivă, pentru că până la urmă vorbim despre detergenți, dejecții, ape menajere, toate acele ajung în freatic. Putem să constatăm că 2 sate mai încolo n-au acces nici la rețea de apă potabilă și că se alimentează cu apă din puțuri sau din fântâni, după care constatăm că speranța de viață e mai mică în România decât e în alte state. Deci aici eu cred că, dincolo de discuțiile politice, pentru că am văzut că primarul Miron a fost puternic atacat în campanie pe subiectul stației de epurare, ca și cum ar fi singurul din județ cu această problemă. Dar vă spun că aceeași problemă, noi presa, vă spun că aceeași, pus întrebări și aceeași problemă o au foarte multe primării. Eu aș vedea așa, domnul deputat, și îmi cer scuze că vă întreb. Eu cred că comunicarea la nivelul nu numai neapărat al Comuneștiului, ci și la nivelul întregii organizații ar trebui să lucrați la chestiunea aceasta. Dar comunicarea trebuie să fie mai și în relația cu presa, în mod special. Sigur că acum îmi cer scuze, dar fiindcă toți suntem pe internet, e o modă. Politicienii își fac propria lor comunicare fără să mai treacă pe la prin filtrul presei. Este foarte util. De exemplu, m-am uitat, aveți un cont foarte bun pe internet și îl apreciez. Bine organizat, aproape în fiecare zi postați. Dar ceea ce trebuie să știe, și asta vine din partea noastră a jurnaliștilor, să știe un politician că nu poate ocoli. Am văzut, de exemplu, această lipsă de transparență la primarul Bacăului, pe care dumneavoastră l-a sprijinit. Opinia publică este deranjată de faptul că relația cu presa este știrbită sau ocolită chiar, este foarte greu. De exemplu, dacă spui un purtător de cuvânt, așa cum este cazul primăriei Bacău, și aici nu o să intru prea mult în discuție, că nu e zona noastră, a Partidului Național Liberal, dar încă o dată, presa trebuie să afle aceste informații și să le dea mai departe cetățenilor. Atunci există credibilitate. Îmi pare rău că trebuie să vă spun lucrul ăsta, dar dumneavoastră, totuși, spre deosebire de azi, politicieni, aveți, aveți acest reflex bun. De dovadă că suntem împreună în această emisiune. Până la urmă, fiecare alege. Să știți că dacă ești un primar de comunitate mai mică, spre exemplu, eu cred că dacă nu ai presă prin care să poți să comunici anumite acțiuni pe care le ai, până la urmă primarul are teoretic timp să se întâlnească cu toată lumea. Dacă vorbim de o comună, în fiecare an se întâlnește cel puțin o dată cu toți cetățenii din acea comună și până la urmă e decizia fiecărui ales local să comunice așa cum știe mai bine. Nu vreau să
nu vreau să judec pe nimeni și până la urmă, în funcție de cât de bine comunică, respectivul primar dă testul odată la 4 ani, la alegeri. E decizia lui. Dar în calitate de deputat în Comisia de Mediu, să știți că îmi iau foarte în serios rolul de fost ministru al mediului și de deputat în acea comisie și vreau să vă spun că va exista o preocupare permanentă a mea în legătură cu modul în care gestionăm mediul înconjurător în județul Bacău. Că vorbim de chestiuni punctuale unde îmi doresc foarte mult să găsim soluții de finanțare, că le vom găsi din fondul de rezervă a guvernului, că le vom găsi din PNRR, că le vom găsi din fonduri europene, prin care municipiile, orașele mai mici, cum ar fi și exemplul Comăneștiului, să poată să beneficieze de finanțări, pentru că adevărul este că orașul Comănești nu a rezolvat problema stației de epurare în sensul în care să o aducă la niște parametri de funcționare și mai bună decât o au astăzi, pentru că nu au fost eligibili. Niciodată pe fonduri europene n-au fost eligibili. De la Consiliul Județean, puțin probabil să primească primarul Miron vreun ban, că n-a primit niciodată în toate mandatele pe care le-a avut, dar eu cred că existând, mai ales că există atât de multe astfel de orașe în situația celor din județul Bacău, eu sunt convins că mai ales din PNRR se vor găsi soluții de finanțare atât pentru ape uzate cât și pentru apă potabilă, pentru ca să ajungem cu toții acolo unde ne dorim. Ce alte forme de poluare mai aveți în vedere? Să știți să fie rezolvate pentru județul Bacău, în afara poluării apei, calitatea aerului. Să știți că județul Bacău are o problemă și cu calitatea aerului. Suntem una dintre cele 10 aglomerări urbane care sunt monitorizate de către Comisia Europeană și avem sau, în fine, încercăm să avem cât mai puține, dar există depășiri la NOx, la oxizii de azot. Acesta este un poluant al aerului care vine cu precădere din trafic. Varianta ocolitoare a Bacăului a rezolvat parțial problema calității aerului din municipiul Bacău, în sensul că a scos din oraș o mare parte a traficului tranzitoriu, mai ales cel care mergea către Iași. Urmează la definitivarea tuturor lucrărilor la centura ocolitoare să preia și mai mult din trafic odată ce se vor deschide și celelalte ieșiri ale centurii. Bineînțeles că aici putem să discutăm și de alte măsuri despre transportul public, unde există municipalități care investesc masiv în electrificarea și în decarbonizarea transportului public. La Arad am văzut, spre exemplu, pe lângă tramvaie, troleibuze și altfel de moduri de transport în comun, am văzut foarte multe taxiuri electrice. Există o preocupare întreagă a primarilor din întreaga țară, în sensul în care își doresc ca aerul din orașele pe care le conduc să fie unul mai curat, mai sănătos și care să ajute până la urmă populația să trăiască într-un mediu mai sănătos. Spre exemplu, primarul Clujului, după ce a terminat de cumpărat autobuze electrice, tramvaie, troleibuze, a făcut un regulament foarte strict de transport în comun cu taxi și așa mai departe, a anunțat o altă măsură foarte curajoasă al minteri, că începând din acest an, în municipiul Cluj-Napoca, nu va mai permite centrale de apartament în blocurile nou construite, tocmai pentru ca să diminueze gradul poluării, pentru că și centralele proprii nu fac altceva decât să ne bage unul în apartamentul celuilalt noxe
Pentru la... că avem mult, mai avem câteva întrebări, o să rog pe colegul meu dacă are pregătit o întrebare. Pentru că după asta... Eu, mie mi-e drag. Vă rog, să ne spuneți și ce timp avem disponibil ca să putem să ne încadrăm. Disponibil trebuie să-l întrebăm pe invitatul nostru, că cred că așa este cel mai bine. Da. Mie este drag să-l ascult, nu ascund faptul că îl cunosc pe domnul deputat de ceva timp și îi cunosc preocupările și pasiunile. Dar mă gândeam atunci când vorbea domnia sa de viziunea despre viitor, cum să facem să ne fie nouă mai bine, mă gândeam că mi-aș dori tare mult ca până la finalizarea unor asemenea proiecte de infrastructură sau de protejarea mediului, să politicienii noștri, fie că sunt de stânga sau de dreapta, să înțeleagă odată pentru totdeauna că Dumnezeule, noi românii ne-am cam săturat de împărțirea asta a obiectivelor. Că au făcut PSD-iști autostradă putare, că au făcut liberale, nu. Noi românii vrem un singur lucru. Noi vrem să avem autostrăzi pentru că, așa cum spunea și domnul deputat, reprezintăm un catalizator pentru dezvoltarea economică. Vrem să avem un aer respirabil și chiar că nu ne interesează practic cine le face, bineînțeles că apreciem. Dar aș vrea să se înțeleagă și mi-aș dori să clasa noastră politică să ajungă la acea maturitate când discutăm, domnule, despre proiecte economice, strategice, de interes național, să lăsăm orgoliile și disputele. Românii vor dezvoltare. Românii vor să trăiască în țara lor. Românii vor o țară ca afară. Și aș vrea... Credeți că e posibil? Acum, cred că ultima lucru bun al ultimelor alegeri a fost că au ieșit fețe noi, au venit oameni noi. Vom ajunge vreodată, domnule deputat, la nivelul ăla în care să percepem politica ca a face treabă în favoarea comunității și nu ne-am adunat în Parlament, să am văzut zilele trecute un cioco-flender cu țordon, băi, nu știu... era o dispută. Politicienii trebuie să lucreze pentru oameni. Vom ajunge cât de curând? Să știți că în Parlamentul României 40% dintre parlamentari sunt la primul mandat. Nu știu dacă ăsta e un lucru bun sau rău, dar în opinia... Și Șoșoacă e la primul mandat. În opinia mea e un lucru bun. Cred că până la urmă, știți cum e, oamenii decid. Așa oamenii este. Decid pe cine trimit la Parlament. Există și anumite accidente ale istoriei, că sunt partide politice care sunt adevărate accidente sau anumite personaje din cadrul acelor partide politice, însă eu cred într-o nouă generație de politicieni. Văd acest lucru întâmplându-se în timp ce particip la ședințele de plen din Parlament. Să știți că văd foarte mulți parlamentari tineri care vin la tribuna Parlamentului, lucru care nu se întâmpla din ce îmi povestesc colegii în alte legislaturi și care își expun punctul de vedere, cu riscul, bineînțeles, de a plictisi ceilalți 300 de colegi din sală sau câți ori fi. Dar eu cred că, pe de o parte, România ca țară s-a transformat într-un sens pozitiv. Eu cred că fie că vorbim despre accesul la informație, fie că vorbim despre nevoia de a cunoaște, fie că vorbim despre gradul de implicare. Mă uit la problemele de mediu. Să știți că acum 5 ani sau acum 10 ani, dacă discutai despre poluare, așa, un subiect marginal. Da, ce vor și ăștia acum? Cred că mai importante erau multe altele înaintea poluării. Ori am constatat în București, în Dolj, în Prahova, în Bacău, am constatat o preocupare constantă a oamenilor pentru niște subiecte care nu erau pe agenda publică în urmă cu 10 ani. Fie că vorbim despre calitatea aerului, care până la urmă are influență asupra sănătății populației și pe cine nu interesează sănătatea noastră, a familiilor noastre și așa mai departe. Fie că vorbim despre păduri,
în urmă cu 10 ani, în urmă cu 20 de ani, ne uitam, treceam cu mașina și observam cum dispărea câte un deal întreg, câte un munte întreg și mai sub mai pur și simplu ne uitam, ne miram. Ne miram, ne resemnam, da. Dar astăzi avem niște instrumente că sunt legate de social media, că sunt legate de mișcări de protest, pentru că, dacă vă amintiți, Marșul pentru Pădure a adunat pe străzile capitalei niște mii de oameni. A fost o manifestație în toată regula. Că vorbim despre implicarea civică a populației, pentru că avem în Inspectorul Pădurii aproape unul din trei transporturi de lemn este verificat de către cetățeni, este interogat în baza de date a Sumalului, a Inspectorului Pădurii, și în măsura în care este suspect, fie că nu are un aviz de însoțire a lemnului, fie că nu seamănă avizul cu ce crede omul care în încărcătura respectivă, este apelat la 112. Eu personal, duminica trecută, în drum spre București fiind, am verificat două camioane cu bușteni în Sumal și am avut neplăcuta surprindere să constat, vorbind cu cei de la 112 care m-au pus în legătură cu culmea, cu foștii mei colegi din Ministerul Mediului, care s-au și bucurat când m-am recomandat la telefon. Am dat în urmărire unul dintre cele două transporturi pentru că era un transport ilegal de marfă. Deci eu cred că România se schimbă cu totul. Eu cred că urmează o nouă clasă politică și în administrația locală. Cred că acele județe, printre care se află și județul Bacău până la urmă, care sunt conduse de către un anumit partid politic, ca să nu mai spun că poate altele sunt conduse de alte partide politice, dar eu cred că spunem toată Moldova, pentru că Moldova e lipsită de infrastructură. Și în Moldova avem județe care sunt conduse și e adevărat. Deci Moldova este lipsită de infrastructură, dar să știți că dacă suprapunem harta sărăciei extreme a României cu orientarea politică a administrațiilor de acolo, statistic cel puțin, fără să vreau să acuz pe cineva, o să constatăm că cu cât un anumit județ sau o anumită comunitate e mai săracă, are mai mari șanse să fie pesedistă și cu cât se descurcă mai bine, are mai mari șanse să aibă o altfel de administrație. Că vorbim de USR, de PNL, de alte partide, deci asta e o statistică până la urmă și este un adevăr. Ori eu am convingerea că pe măsură ce România se va dezvolta, eu cred că vor avea cetățenii pretenții din ce în ce mai mari de la oamenii politici care vremelnic, bineînțeles, conduc acele comunități. Fie că vorbim de primari, fie că vorbim despre parlamentari, fie că vorbim despre alte tipuri de alegeri. Deci eu am foarte mare încredere în reforma clasei politice pe care mulți români o așteaptă de 30 de ani și uneori pare că nu se mai întâmplă. Un subiect pe care nu vreau să-l ratez, să profit de ocazia de a fi împreună cu dumneavoastră la această emisiune, este problema gazelor, care, iată, s-au alocat sume importante, circa un miliard sau parcă așa, la nivel național. De euro. Da, de euro. Județul Bacău, dacă tot vorbeam despre diverse partide politice, iată, proiectul este pe mai multe UAT-uri, da? UAT de la un partid, iată că se pot face lucrări și împreună. Aici vă dau un exemplu, dacă vreți. Astăzi am fost la Gioseni, unde am discutat cu primarul de acolo, cu domnul Bernardin Tamaș, exact despre proiectul de gaze. Întâmplător s-a întâmplat așa. Și unde este într-o asociere cu încă două primării, cu Tamaș, care e o primărie
PSD-istă și cu Buhoci, care e o primărie PNL. Liberală. Deci este un exemplu foarte frumos și îl felicit pentru acest tip de asociere între trei comunități locale care, dincolo de culoarea politică a fiecărui primar, aleg să își să colaboreze pentru să colaboreze comun. Și să facă o asociere și să meargă la Ministerul Fondurilor Europene și să depună un proiect în trei, care are, bineînțeles, și mai multe șanse de finanțare, pentru că odată ce deservește o populație mai mare, și punctajul pe care îl obții la evaluarea acelui proiect e mai mare. Deci este, până la urmă, un exemplu de bună practică în legătură cu gazul românesc. Și să știți că ne aflăm în situația în care România, care are zăcăminte de gaze naturale, are un acces la rețeaua de gaz printre cele mai mici din Europa, ceea ce este o rușine. Alții importă gaze și leagă 90% din populație, iar noi suntem cu un grad extrem de scăzut și în același timp, în România, 10 milioane de metri cub de lemn ajung să fie făcute scrum în sobele gospodăriilor românești. Deci, pe de o parte, să tai 10 milioane de metri cub doar ca să-i bagi pe foc, care generează poluare, pentru că una e să arzi gaz, gazul arde mult mai curat decât arde lemnul. Din păcate, lemnul, prin procesul de combustie, generează particule pe care fulinginea, pe care o mai respiră unii oameni pe la țară și care, bineînțeles, că poate să genereze niște afecțiuni pulmonare. Alminteri, suntem și într-o procedură de infringement legată și de aceste particule despre care discutam mai devreme, PM10 și PM2,5. România, din păcate, la poluarea aerului sau la calitatea aerului, ca să nu-i zic la poluarea aerului, suntem fruntași. Stă foarte prost. Ăsta e adevărul. Fruntași și în coadă. În coadă, da. Ori să știți că unul dintre proiectele despre care se discută foarte des la guvern este acela de a aduce gaze naturale în casele românilor. Aici cred că din nou e foarte important de lăudat acea modificare legislativă care obligă operatorul de distribuție de gaze naturale ca pe propria cheltuială să execute și racordurile de gaze, pentru că asta e o problemă. Aici am o întrebare. În intravilan, pentru că în extravilan am avut situații de cetățeni care au construit ilegal și după aia au pretenții ca energia electrică sau și gazele să fie duse într-o zonă unde e o construcție legală. Deci, știți cum e cu ilegală, noi prezumăm că deci în România construcțiile nu? Sunt... Să înțeleg că așa e legea. Noi prezumăm că toate construcțiile sunt legale în România. Știți, că și România, atunci când... viața bate filmul. Și este foarte important de adăugat că această prevedere legală se referă la cei care doresc a se conecta la rețeaua de energie electrică sau gaz metan cu o distanță, o lungime de până în sigur 2500 de metri. Deci dacă, stimate coleg, vorbeai de vârful dealului, acolo... Nu, acolo unde este fezabil, pentru că cineva va plăti. Acum nu vă imaginați că distribuitorul de energie, că vorbim de energie electrică sau de gaze naturale, e vreun ONG care face muncă voluntară, pentru că toate acele cheltuieli nu pot decât să se regăsească în tariful pe care respectivul furnizor îl va factura lunar populației deservite și, până la urmă, trebuie să fie și fezabilă investiția, pentru că s-ar putea în anumite situații să fie mai simplu să încălzești pe electric sau pe centrală, pe lemne sau... Da. Depinde de situație, dar este important, pentru că s-a întâmplat să se investească masiv în rețeaua de apă, spre exemplu, sau în rețeaua de canalizare, să treacă prin fața unei proprietăți și respectivul
cetățean din lipsă de bani, din lipsă de interes sau din alte motive care, în fine, nu contează, a preferat să nu se branșeze. Da. Ori în situația în care branșamentul este gratuit, eu cred că vor fi foarte mulți cetățeni care vor alege să beneficieze de infrastructura de gaze naturale, care înseamnă și un preț mai bun și un confort mai bun în casă și, bineînțeles, un mediu mai curat, pentru că avem mai puține emisii de poluanți în atmosferă. Da, sunt lucruri încurajatoare, modificări benefice, mai ales că vorbeam de această ultimă modificare care în mod clar vine și în sprijinul dezvoltatorilor, care nu vor mai fi puși în situația de a umbla ei după tot felul de avize, de documente. În fine, ce vreau să vă întreb, înainte de a vă întreba, vreau să vă întreb cât timp mai aveți la dispoziție. M-a întrebat colegul cât mai facem. Eu zic că cel mai bine să întrebăm. Eu mai am întrebări până mâine. Că noi mai avem întrebări până mâine dimineață. Deci cât timp zic mai... Zic să ne apropiem de final, bun, stimate coleg. Dar vreau o întrebare care mă gândi la așa. Dacă tot avem așa o libertate pe Facebook, legea 544, am înțeles, mi-a șopit o păsărică că cineva a propus o modificare și urmează că să fie modificată în Camera Deputaților, foarte decizional, să fie cumva restricționat accesul la unele informații privind angajații din unitățile administrative teritoriale, primari, viceprimari, cunoașteți, știți ceva? Nu. E prima oară când aud, dar o să constatați, dacă citiți programul nostru de guvernare, că accesul la informații publice și transparența în general este un lucru la care actualul guvern ține foarte mult. Tocmai din acest motiv m-aș mira ca cineva să ciopârțească legea 544, legea accesului la informații de interes public. În același timp, cred că este bine să știm că în România există și alte măsuri legislative care să trateze, spre exemplu, accesul la informații legate de anumite persoane. Și mă refer aici la legea privind protecția datelor cu caracter personal. Cu alte cuvinte, dacă pe 544 acum 5 ani puteai să întrebi despre un angajat ce salariu are, să ți se pună la dispoziție, habar n-am, contractul lui de muncă și alte date foarte personale referitoare la acea persoană, cred că astăzi există și anumite reglementări legate de protecția datelor cu caracter personal. Noi ne refeream când mă duc la primărie și întreb cât s-a dat primăria pe contractul cu... La asta mă refer. Nu. Pot acum să răspund în numele Partidului Național Liberal că astfel de informații de interes public, precum cele despre care întrebați dumneavoastră, niciodată nu vor fi scoase de sub incidența legii 544. Niciodată, pentru că suntem un guvern foarte transparent și... Suntem totuși un stat european. Bineînțeles. Îi las colegului meu ultima parte. Eu îmi rezerv dreptul de a încheia emisiunea, așa că am să-i las colegului meu să vă mai chinuie cu o întrebare, două. Da, în primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru colaborare și faptul că cele două televiziuni, iată, așa ar trebui să facă și politicienii, să iau un exemplu și de la presă, faptul că două televiziuni, una din Onești și una din Bacău, și-au dat mâna pentru a asigura cetățenilor informații corecte și prompte în același timp, sigur că la este un lucru mai mult decât frumos, un lucru aproape ideal în presa din România, dar iată că premiera se întâmplă aici la Bacău și sigur că la acest pupitru vor fi invitați și le spunem de pe acum telespectatorilor noștri, telespectatorii celor două televiziuni, că vom invita politicieni din toate partidele care sunt în acest moment pe șichierul politic, dar mai ales vom veni cu întrebări pe care
cei care ne urmăresc ni le vor trimite la redacțiile noastre. De aceea mă bucur foarte mult că astăzi am avut o emisiune extrem de echilibrată. Domnul deputat ne-a răspuns la fiecare întrebare, nu a ocolit, de altfel și tirul acesta de întrebări nu a permis prea mult să se gândească, dar iată că din discuțiile pe care le-am avut, și cu asta voi încheia, cu primarii Partidului Dânsului din județul Bacău, am constatat că sunt foarte bucuroși atunci când Dânsul vine în teritoriu și cunoaște problemele reale cu care ei se confruntă. Așadar, nu pot să spun decât că aveți o simpatie și un sprijin din partea primarilor PNL cu care noi am discutat și cu care, iată, televiziunea noastră, ca și primarii de la celelalte partide, lucrează foarte bine. Și vă mulțumim foarte mult pentru deschiderea pe care ați avut-o. Așadar, sperăm să nu ne întâlnim doar peste 2-3 ani. Până atunci, eu sper ca Euro TV, care e o televiziune primitoare, ați observat și dumneavoastră, va mai face invitații și vă vor mai invita aici în studio. Așadar, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule deputat, și colegului meu, care este un om agreabil, un om, o bună gazdă, și colegilor noștri, Marius, și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit. Iată avantajul internetului de această dată, ne-a mai lungit cu vorba, dar toate informațiile pe care le-am primit de la domnul deputat sunt în interesul cetățenilor. Domnule deputat, trăim niște timpuri puțin mai altfel. Vă rog, în încheiere, un mesaj către băcăvani, către urmăritorii și telespectatorii noștri. Eu încurajez pe băcăvani să fie la fel de implicați în viața civică. Să știți că Bacăul e municipiul, dacă ne referim la orașul Bacău, este municipiul care mereu a surprins celelalte zone din regiunea Moldovei și nu numai. Fie în trecut, atunci când au avut loc niște alegeri spectaculoase, fie din alte puncte de vedere. Deci le-aș transmite băcăuanilor să aibă încredere în actuala clasă politică, le-aș transmite să fie la fel de implicați în activitatea noastră de zi cu zi, în sensul în care să fie atenți la ce se întâmplă, să pună întrebări, să fie activ, să reclame atunci când există anumite disfuncționalități. I-aș îndemna în același timp, pentru că subiectul și momentul greu prin care trecem este legat de pandemia de COVID-19. Și aici, cred că dincolo de mesaje mai mult sau mai puțin politicianiste, i-aș îndemna, pentru că urmează o perioadă foarte grea, respectiv valul 3 al pandemiei, și vă spune acest lucru un om care a trecut prin această boală, pentru că din nefericire în luna ianuarie am fost la rândul meu infectat cu COVID. I-aș ruga și i-aș îndemna, știind cât de aproape de colaps este și sistemul sanitar din România în general, în legătură cu numărul de paturi disponibile, de atât, i-aș îndemna să fie atenți, să păstreze pe cât posibil distanțarea socială, să respecte regulile de evitare a infectării cu COVID-19, să reușească, pentru că urmează Paștele Catolic și Paștele Ortodox, să încerce pe cât posibil, fie la biserică, fie în intimitatea familiei acasă, să evite aglomerările foarte, foarte mari de oameni, să îi îndemn la prudență, îi îndemn la vaccinare, pentru că din nou, e un subiect care poate că unii politicieni îl evită, dar le transmit că personal abia aștept să mă vaccinez și îi îndemn și pe ei să procedeze la fel, pentru că este probabil singurul mod în care împreună putem depăși această pandemie nenorocită și putem să revenim la normalitate, lucru pe care ni-l dorim cu toții. Deci să fie atenți, să fie precauți cu propria sănătate și cu sănătatea familiilor lor, și
Le urez să ne vedem sănătoși cu bine la următoarea emisiune. Dragii noștri urmăritori, în primul rând îi mulțumesc invitatului nostru, domnului deputat Mircea Fechet, pentru modul deschis de a se prezenta în fața dumneavoastră și a răspunde la întrebările pe care noi le-am pus. În al doilea rând aș vrea să-i mulțumesc colegului Eugen Ungureanu de la Exclusiv TV pentru că acum punem punct unei emisiuni pilot. Este în fapt o colaborare între două televiziuni pentru a veni în sprijinul dumneavoastră să îi aducem pe cei care noi am desemnat să ne cârmuiască viața. O vom face în continuare, o vom face împreună. Sperăm la rândul nostru să devenim un model de bune practici și sperăm ca odată oamenii toți să înțeleagă că este loc sub soare pentru toată lumea și este dreptul nostru de a avea opinii și idei diferite. Căci vedeți noastră că am 40 ceva de ani am gândit cu toții la fel și ați văzut ce a ieșit? Nu. Gândiți, contraziceți-vă, nu fiți de acord, dar făceți-o într-un ton civilizat și colaborați. Punem punct acestei emisiuni pilot, dialoguri exclusiv pe scara Richter. Vă promitem că vom reveni atât și eu, cât și amicul Eugen Ungureanu cu probleme care vă interesează să vedem încotro cu viața noastră. O seară bună să aveți. Fiți mai buni. La revedere tuturor! La revedere!